găsit tuturor la horoscopul săptămânii 19-25 iulie 2021. Principalul aspect cu care începe această săptămână este intrarea lui Lilith în semnul Gemeni din 18 iulie și care ne va influența viața până pe 14 aprilie 2022. În astrologie, Lilith este considerată planeta viciului, de fapt este punctul horoscopului care chinuie o persoană, o epuizează, adică acel călcâi al lui Ahile care trebuie înfrânat și cucerit. În această perioadă trebuie să aveți încredere, dar să și verificați. Întrucât mass media profită de poziția lor, mulți politicieni încep să arunce cuvinte, să folosească cuvântul în propriile scopuri egoiste. Acesta este un moment al minciunilor la fiecare pas, așa că fiți atenți și nu oferiți un motiv să fiți înșelați. Acum, cu ajutorul cuvintelor care nu sunt susținute de fapte, se pot realiza mașinării grozave și manipula opinia publică. Oamenii cu Lilith în Gemeni se străduiesc să-și arate talentele prin cuvânt. Există mulți scriitori, jurnaliști și politicieni printre astfel de personalități. La cele mai înalte niveluri ale programului se pot naște atât mari dictatori, cât și oameni care stăpânesc cu maestrie cuvântul, având un efect dăunător asupra maselor de oameni. Spre exemplu, luna neagră în Gemeni este prezentă în horoscopul lui Adolf Hitler, care s-a născut pe 20 aprilie 1889 și a fost un mare dictator. Al doilea eveniment important este luna plină de pe 24 iulie la 1 grad și 26 minute vărsător, care este foarte interesant pentru configurațiile sale astrologice pline de semnificație profundă. În acest moment, Venus va fi vis-a-vis de Jupiter. Venus ridică subiectul banilor și al iubirii, iar Jupiter provoacă lăcomia, dorința de posesie imediată și supraestimarea abilităților sau resurselor cuiva. Această poziție este asociată cu ambițiile personale. Conflictul dintre dorit și posibil contribuie la apariția conflictelor și a tot felul de manipulări în relații pe o bază monetară. Luna plină coincide cu stelele din constelațiile nordice, Săgeata, Lebăda și Vulturul. Constelația foarte mică a Săgeții oferă o minte ascuțită, cu capacitate de gândire abstractă și învățare sau scris, iritabilitate, gelozie și pericolul de ostilitate și vătămare corporală. Potrivit diferitelor surse, reprezintă Săgeata bravului Hercule, care l-a eliberat pe Prometeu de chin, Săgeata lui Apollo, care și-a răzbunat persoana iubită, și chiar Săgeata lui Eros, zeul iubirii. Într-un fel sau altul, Săgeata din această interpretare este un instrument de pedeapsă. Se crede că constelația Vulturului oferă o mare imaginație, pasiuni puternice, voință, caracter dominant, influență asupra celorlalți, clar viziune, o minte ascuțită cu discernământ și capacitate de cercetare chimică. Vulturul prefigurează schimbările vremii. În astrologie, constelația Vulturului controlează explorarea spațiului, bombele și rachetele și este simbolul Statelor Unite. În vremuri străvechi, constelația Lebedei nu evoca emoții. Era o constelație teribilă, ostilă, pentru tot ce se află în aer. Nu toată lumea știe că o lebădă grațioasă se transformă într-o pasăre incredibil de vicioasă atunci când vine vorba de protejarea descendenților săi.
Cursa armamentelor poate continua în lume, lupta pentru posesia noilor tehnologii în spațiu. Acest lucru nu va aduce pace și va provoca o separare suplimentară a conducătorilor țărilor și chiar și fostele țări prietene vor deveni dușmani acum. Multe țări se vor confrunta cu pierderea schemelor lor obișnuite de îmbogățire. Lupta pentru supraviețuire și resurse sunt posibile dezastre naturale și chiar provocate de om, de data aceasta în spațiu. Săgeata lui Hercule îl lovește atât pe vulturul agresiv, cât și pe lebăda supusă, dar vicioasă, care ascunde o dispoziție malefică în spatele unor promisiuni frumoase. O descoperire arheologică antică poate deveni un punct de plecare pentru o schimbare în înțelegerea istoriei omenirii. Nu va exista pace în relațiile personale și de familie datorită unui puternic atașament față de bani, lăcomie, zgârcenie și rivalitate. Și chiar și cele mai bune relații sunt expuse riscului și rambursarea va fi amară. Acum, să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte. Pentru Berbec, săptămâna aceasta, pe măsură ce Luna va face legătură între Venus și Marte, va fi o mare provocare să împaci dorința cu nevoia. Marte te împinge spre dorință. Luna este despre nevoi adânci, adesea nesatisfăcute. Această energie poate facilita întâlnirile bruște și îndrăgostirea. Soarele se îndreaptă spre trigon cu Neptun. Abilitatea de a transcende limitările și constrângerile egoului pe măsură ce te acorzi dimensiunilor superioare ale gândirii. Dacă îți place filmul, muzica, arta, literatura, vei obține cele mai bune din această energie blândă și creativă. Mercur în rac, trigon cu Jupiter, poate necesita compasiune, îngrijire și sensibilitate în relația cu dragostea ta. Cât privesc proiectele pe care le-ai început mai devreme, e bine să ai grijă, deoarece Neptun detectează exagerări în iluzie și imaginație. Poate aduce pierderi și regrete în câteva săptămâni dacă faci cumpărături sau oferte pripite. Pe de altă parte, există modalități și mijloace deschise de facilitare a afacerilor legate de public, mass media, modă, călătorii și afaceri internaționale. Din punct de vedere financiar și profesional, Venus și Marte oferă oportunități pentru noi contracte și profituri unice. Marți 20 iulie este cel mai bun moment pentru acțiune practică, de asemenea pentru ritualuri și căutarea prosperității. Investește în creștere și crezi în proiectele tale. Pe partea de sănătate vei avea o săptămână de extreme, cu urcușuri și coborâșuri, ceva care ușurează plictiseala, dar de asemenea face viața de zi cu zi un pic haotică. Fă ce poți, ai răbdare cu tine însuți, deoarece îți va fi greu să găsești puterea de a face tot ce trebuie să faci. Timpul aduce nevoia de reflecție, transmutație și nevoia de odihnă, pace și liniște după o perioadă dificilă. Dar după sâmbătă, entuziasmul revine. Deja de vineri, influențat de lună, vei vedea ce nu merge bine, un punct important pentru a deveni conștient de obiceiurile care trebuie schimbate. Iar poziția Soarelui și a lui Mercur ajută la restabilirea sănătății, petrecând timp cu familia, prietenii sau călătorind. Taurul săptămâna aceasta se va confrunta cu câteva momente de tensiune și izbucnire, așa că timpul favorizează așteptarea cu răbdare a momentului potrivit. În seninătate și concentrare, prin intuiție, până când simți un semn de acțiune, iar miercuri poți simți satisfacție.
În dragoste există căi deschise spre tandrețe și surprize. Soarele și Mercur în rac promovează sensibilitatea și afecțiunea în comunicare. Această săptămână promovează inteligența emoțională. Mercur trigon cu Jupiter deschide mintea către vise, îți dai seama acum mental că realizările vor apărea în viața ta pentru a compensa toate lucrurile rele prin care ai trecut. Iar Neptun iubește creativitatea și arta. Pentru cei care lucrează cu publicul, succesul va depinde de marketing, așa că îmbunătățește prezentarea muncii tale și a imaginii tale și promovează-te online. Dacă poți comunica cu empatie și sentimente, poți obține rezultate bune. Aspectele lui Neptun și Jupiter dezvăluie posibile binecuvântări, ajutor, sprijin, solidaritate și compasiune. Deci, dacă ai o problemă, discută obiectiv despre ce ai nevoie cu posibile persoane și organizații care te pot ajuta. Cât privește sănătatea, este nevoie de mișcare și o căutare activă pentru noi obiceiuri pentru a exprima un sentiment de echilibru. Yoga îți va aduce beneficii imense pentru sănătatea ta. Masajul poate concilia pacea sufletească cu întinderea corpului, dar e bine chiar și un exercițiu mic pe care îl poți urmări pe internet. Acum, cu soarele și Mercur în semnul racului, sunt favorabile oricare activități de vindecare, așa că profită de acest moment pentru a intra în contact profund cu sentimentele și emoțiile tale. Lasă-le să curgă și îți va vindeca profund sufletul. Pentru gemeni, când Mercur, principalul conducător al zodiei lor, este în zodia racului, înseamnă că vor fi mai închiși, ceva nu va merge bine în comunicare și mai puține conversații vor ajuta la evitarea neînțelegerilor, cel puțin până joi. Căile sunt deschise romantismului, dar există o tendință spre puțină timiditate. Marte și Venus în Leu preferă să-și recunoască talentele reciproc. Există multă generozitate, dar și o așteptare de recunoaștere și recunoștință. Dorințele și impulsurile sexuale vor fi constante și puternice, dar nu va fi suficientă energie pentru a te angaja. Așa că profită de ocazie pentru a te bucura de momentele de dragoste. Venus, de asemenea, se află într-un semn care promovează beneficii specifice în contracte și oferte de afaceri care continuă ceea ce a fost început la altă dată. Mercur este capabil să restabilească acțiunile întreprinse din luna mai, cu șansa de a se îmbunătăți și de a face ajustările finale la ceea ce a fost suspendat. Momentul favorizează prosperitatea, realizarea și revenirea cu succes a eforturilor și investițiilor din trecut. Mergi cu obiectivele tale și vei realiza mai mult decât îți poți imagina. Cât privește sănătatea, cu poziția Soarelui și a lui Mercur, săptămâna aceasta va evidenția crizele, accidentele minore sau durerea ca o somatizare a emoțiilor și a gândurilor reprimate. Când sistemul nostru nervos nu poate rezolva problemele dificile, corpul suferă. Așa că acordă atenție nevoilor corpului tău, observă și schimbă intuitiv unele obiceiuri ale tale. Marte și Venus în Leu aduc rezistență și forță de restaurare. Chiar și așa, stresul poate apărea dacă nu înveți să te relaxezi și să reduci nevoia de control extern asupra tuturor. Puțin timp liber și flexibilitate îți vor face bine. Pentru cei născuți în zodia racului, în ce privește dragostea, aceasta va fi o săptămână romantică cu momente de afecțiune și tandrețe în intimitate. Soarele în aspect cu Neptun va aduce o atmosferă de imaginație, vise și fantezii.
acum este momentul să te bucuri de film, muzică și artă. Mercur trigon cu Jupiter maximizează expansiunea conștiinței și imaginației posibilelor vise. Ți-ai planificat deja următoarea călătorie cu partenerul tău? Pe de altă parte, Marte și Venus în Leu te îndepărtează de un moment tensionat care poate aduce energia dezamăgirii. Fii răbdător dacă apar evenimente neprevăzute, pentru că până duminică vei avea ocazia să retrăiești momente cu emoții plăcute. Inteligența emoțională este binevenită acum. Există căi deschise pentru afaceri, în special în zilele de luni, marți și în weekend. Noroc cu mass media, studiul, călătoriile, afacerile juridice și internaționale. În restul zilelor pot apărea întârzieri și evenimente neprevăzute, dar în general aceasta este o săptămână bună pentru tine în ce privește finanțele. Mercur, trigon cu Jupiter, dezvăluie posibile binecuvântări, ajutor, sprijin, solidaritate și compasiune. Dacă ai o problemă, analizează obiectiv. Poate fi de asemenea un aspect care arată productivitate și rezultate pozitive din eforturile și investițiile din trecut. Ușile se vor deschide și cu ajutorul cuiva și se vor deschide niște oportunități. Cât privește sănătatea? Pe de o parte, există o mulțime de tensiune în aer și, pe de altă parte, astrele se află într-o poziție favorabilă delicateții și sensibilității. Depinde de tine în ce dimensiune alegi să te acorzi. Muzica și diferitele terapii promovează relaxarea și energia. Călătoria sau mersul pe jos îți pot aduce o bunăstare imensă prin schimbarea mediului și lărgirea orizonturilor. Soarele și Mercur din semnul tău promovează echilibru mental, emoțional și fizic complet, inclusiv prin vindecarea emoțională profundă. Unii reprezentanți ai semnului zodiacal regal și maiestos al leului vor începe să-și sărbătorească ziua de naștere încă din săptămâna viitoare din iulie 2021. Prin urmare, vei putea urmări cum ceva nou și complet diferit începe să intre treptat în viața ta și să creeze o altă realitate. În fiecare an, în momentul sărbătoririi zilei de naștere, horoscopul solar se aprinde și o persoană va întâlni cu siguranță ceva nou, cu o serie de evenimente complet diferite. Leii vor străluci în continuare și se vor arăta lumii din jur în toată splendoarea lor la începutul săptămânii. În perioada 19 iulie, 21 iulie, Venus de tranzit își va completa mișcarea de-a lungul semnului vostru zodiacal. Prin urmare, aveți o mare ocazie în aceste zile să vă răsfățați cu ceva plăcut. O grămadă de complimente și un număr mare de priviri admirate de frumusețea și farmecul tău te vor însoți pe drum. Și apoi, de joi, 22 iulie, când planeta dragostei și frumuseții intră în elementul pământesc al fecioarei, un semn al zodiacului care este slab pentru voi. Nu veți mai avea o astfel de ocazie să străluciți deasupra celor din jur cu strălucirea și carisma voastră incredibilă. Acum veți începe să vă orientați atenția și să o direcționați nu în direcția bucuriei, odihnei și divertismentului, ci în munca de zi cu zi, acum necesitând o concentrare ridicată a atenției voastre. De altfel, în muncă veți fi incomparabil de productivi și activi. Ideile tale, viziunea ta individuală asupra problemelor legate de profesia ta, pe parcursul săptămânii următoare din iulie, se vor distinge favorabil de ceilalți colegi și concurenți. Sâmbătă 24 iulie, soarele va fi în leu și luna, pe de altă parte, în vărsător. În consecință, această lună plină va fi cu siguranță observată de fiecare leu, fără îndoială.
ceva va izbucni, iar lei vor deveni proprietarii unor informații noi. Și, în general, de joi, o mulțime de schimbări pozitive puteți aștepta în viața voastră. Pentru Fecioară, ziua de luni este ziua când melodiile sunt deschise pentru mesaje. Poate cineva interesant se va gândi la tine, iar semiluna deasupra semnului tău în zilele de marți și miercuri poate fi o surpriză bună dacă te deschizi la activități noi. Timpul favorizează călătoria sau schimbarea. Există un impuls de a merge spre propria independență și realizarea obiectivelor lor. Cu toate acestea, o întâlnire este posibilă în curând dacă investești în cineva, într-o persoană sau, dacă ai opțiuni, poate fi o logodnă trecătoare. Există atracție și impulsivitate și vor fi întâlniri în curând. Pentru afaceri, există semne de primire de vești în zilele de luni și miercuri. Cu toate acestea, aceasta este o săptămână cu o forță mai mare pentru Neptun în semnul opus, așa că trebuie să cauți un scop mai profund în calea ta de serviciu și carieră. Va fi dificil să menții practicitatea și logica și cel mai bine este să te deschizi pentru a asculta pe ceilalți și pentru a primi ajutor lucrând în grup. Mercur împreună cu Jupiter promovează recuperarea și dezvoltarea, rezolvarea datoriilor și creșterea resurselor, iar Marte crește riscul atunci când intri în afaceri, dar dacă concurezi, ai șansa să câștigi. În domeniul sănătății, există semne de recuperare dacă ai grijă de emoții. Chiron recomandă ameliorarea anumitor dureri numai atunci când sprijini pe cineva care suferă aceeași durere. Fii deschis să asculți pe cineva. Timpul necesită atenție la nevoile de relaxare, flexibilitate, activitate fizică moderată și meditație pentru a atinge echilibrul emoțional, fizic, spiritual și mental. Acest lucru este mult facilitat de aspectele favorabile ale lui Neptun. Pentru Balanță, energiile sunt intense emoțional în această săptămână. Pe de o parte, un libido puternic și o dorință, dar cu o oarecare nesăbuință. Marte și Venus în Leu intensifică dorințele și induc un impuls sexual puternic și susținut. Pe de altă parte, energia lui Mercur, trigon cu Jupiter, permite momente mai romantice și tandere. Vineri este cea mai bună zi pentru a vorbi, investi în prietenie cu dragostea și empatia ta prin inteligența emoțională. Semiluna în Balanță favorizează iubirea și mândrie și dragoste pentru faptele lor și pentru lume. Chiar dacă există semne și dovezi că ceva nu este în regulă, empatia poate rezolva problemele și sentimentele rele pot fi rezolvate. Energia lunii în creștere, împreună cu Saturn, va facilita acceptarea responsabilității. Pe plan profesional, momentul favorizează dezvoltarea propriei afaceri și, de asemenea, să iei poziții și responsabilități în companie. Dar, deocamdată, resursele se vor potrivi nevoilor. Marte și Venus în Leu preferă realizarea punctuală, acțiunea și efortul practic împreună cu energia semilunii. Există o mare încredere în tine și recunoaștere a cadourilor și talentelor tale cu care ești înzestrat. Mercur cu Jupiter deschid fluxul de trafic pentru beneficii și clienți. Ceea ce este blocat poate fi deblocat, iar proiectele vor câștiga o anumită viteză și s-ar putea să existe și o a doua șansă de a îmbunătăți contractele și tranzacțiile. Această perioadă ajută la restabilirea vitalității. Dacă există încercări de a schimba obiceiurile și grijile, ce zici de a începe
unele obiceiuri precum ceaiul sau chiar rețete noi mai sănătoase. Vei simți diferența în energia ta. Dacă te simți obosit sau te doare ceva în corp, cultivă bucuria de a trăi și de a fi în contact cu mediul exterior la soare. Fă plimbări moderate timp de cel puțin 30 de minute. Aceasta este o putere extraordinară pentru a preveni depresia. Pentru Scorpion, aceasta va fi o săptămână aglomerată cu energii puternice de magnetism, de atracție și dorință și ai grijă să nu intri în conflict. Marte și Venus în Leu te îndepărtează de aspectele tensionate și acest lucru ar putea provoca o doză suplimentară de dezamăgire. Pe de altă parte, poate exista o mare sensibilitate și mândrie a egoului tău. Dacă există vreo neînțelegere, cel mai bine este să invoci inteligența emoțională. Mercur, trigon cu Jupiter, oferă minunate oportunități de înțelegere și iertare profundă. Până la sfârșitul săptămânii, luna, de deasupra semnului tău, va fi un aspect extraordinar dacă nu iei problemele atât de în serios. Încearcă să comunici cu căldură și te vei descurca mai bine. Există potențial de sinceritate și reciprocitate și șanse mari de implicare mai profundă. În ceea ce privește finanțele și afacerea ta, în această săptămână vor exista mai multe oportunități de a-ți promova proiectele. Dacă nu ești în competiție și comparație, unele egouri vor fi ridicate. Dacă te concentrezi pe calea ta, nu vei avea nicio problemă, dar dacă apare o stângăcie, vorbește liniștit și acționează diplomatic și va trece. Jupiter, în aspect cu Mercur, te va îmbunătăți și vei fi productiv în rezultatele tale. De asemenea, va deschide calea pentru noi contracte, proiecte și clienți. Vei avea noroc în afacerile birocratice și internaționale. Cât privește sănătatea, influența lunii din această săptămână ajută la restabilirea vitalității și în special în weekend. Exercițiile fizice vor fi benefice și este un moment minunat pentru a-ți îngriji corpul. Astrele demonstrează de asemenea nevoia de a avea răbdare și de a încerca să interiorizezi noi obiceiuri, realizând ceea ce ai greșit, cum ar fi comportamentul compulsiv, neglijența sau dependența. Marți 20 iulie și miercuri 21 iulie, luna se va mișca în semnul zodiacal aprins al săgetătorului. Acest fapt dă motive să credem că majoritatea săgetătorilor, la datele enumerate, vor avea o dispoziție excelentă și credință în viitorul lor pozitiv. În a doua jumătate a săptămânii, începând de joi, 22 iulie, soarele va intra în semnul zodiacal aparținând elementului de foc al leului, iar acest eveniment astrologic îi va încânta pe mulți săgetători. Circumstanțele externe, începând din această zi, vor începe să se contureze în favoarea săgetătorului și, prin urmare, veți avea multe oportunități de a vă realiza enormul potențial în diferite sfere ale vieții voastre. În perioada 19 iulie-21 iulie, planeta responsabilă de relații între oameni va fi în semnul zodiacal al focului. Prin urmare, săgetătorul va putea cu siguranță să difere favorabil pe fundalul altor reprezentanți ai sistemului zodiacal prin frumusețea și energia lor bună pe care o radiază în lumea noastră. Situația personală a celor mai tipici săgetători va începe să se schimbe de la mijlocul săptămânii viitoare. În loc de sărbătoare, relaxare și distracție, în ciuda vremii bune, a naturii frumoase și a persoanelor plăcute din jur, săgetătorul va trebui să-și modereze ardoarea.
Venus pământean nu va permite săgetătorului în perioada din 22 iulie să se manifeste așa cum ar dori. Din aceste motive, veți fi limitat în manifestarea laturii voastre senzuale a vieții voastre. Poate că persoana iubită va fi motivul pentru asta, poate munca te va împiedica să trăiești sfârșitul lunii iulie în trândăvie, dar nu este atât de important care va fi motivul lipsei tale de bucurie. Este important să înțelegi că ar trebui să te arunci cu capul în lucru. Cei dintre voi care se schimbă de la o stare de spirit festivă la una de lucru vor avea mult mai mult succes decât cei care nu vor să se împovăreze cu munca. Sâmbătă 24 iulie, când are loc luna plină, va fi cea mai dinamică zi din săptămâna viitoare din iulie. Și cel mai probabil, săgetătorul va fi fie participant, fie martor al unor evenimente și activități interesante. Pentru Capricorn, astrele din această săptămână optează pentru delicatețe și afecțiune în cuvinte. Percep dragostea în acțiuni subtile și gesturi mici. Mercur în rac, influențat de Jupiter în pești, crește atracția și magnetismul în proximitate, deschizându-te pentru a primi dragoste. Influența soarelui și a lui Neptun crește energia imaginației, acum te bucuri de muzică, film sau de artă. Gândește-te că problemele vor fi rezolvate și vei intra într-o fază de pace, prosperitate și succes, cu posibil pasaj și o nouă etapă în viață. Mercur, trigon cu Jupiter, promovează iubirea, înțelegerea și interacțiunea mai profundă. Mult noroc pentru afacerea și parteneriatele tale în această săptămână. Există căi deschise către oportunitate dacă lucrezi cu publicul și mass media, mai ales începând de marți, miercuri și sâmbătă. Cu toate acestea, cu așteptarea profitului pe termen mediu sau lung. Marte și Venus în leu te îndepărtează de aspectele tensionate care, în general, ar putea aduce mai multă dezamăgire. Cu toate acestea, Mercur și Jupiter îți favorizează direct semnul și s-ar putea să apară soluții creative într-o fundătură și dacă deblochezi ceea ce este blocat cu noi posibilități și încerci din nou ceea ce nu a funcționat. În domeniul sănătății, cu soarele și mercur în semne opuse, pot indica o lipsă de energie, așa că fă tot posibilul și economisește energia. Influența lunii din weekend va fi favorabilă satisfacției și bunăstării tale. Există puterea de a transforma și transmuta ceea ce nu mai este util sau negativ. Poți să te împaci cu trecutul și cu tot respectul și recunoștința. Și schimbarea va veni în soarta ta. Este foarte eliberator și transcendental. Sănătatea corpului fizic este direct legată de emoțional și iertând ranchiunile vechi, vei primi vindecare. Pentru Vărsător, în această săptămână există energii puternice de magnetism și atracție fizică. Poți chiar să acționezi impulsiv dacă îți permiți să te lași purta de dorință și anxietate. Acum există căi deschise către întâlniri. Cu toate acestea, nu există multă înclinație pentru conversații, deoarece Mercur intră într-un semn mai intim și mai tăcut. Ești norocos că pe drumul tău va apărea cineva curajos și energic și vei avea șanse de călătorie și entuziasm reînnoit dacă ai noroc în viața ta intimă și sexuală. Cei care au deja pe cineva au multă energie și entuziasm pentru a crește și a extinde realizările. Există onestitate, loialitate și dorința de a călători și poți avea un moment foarte interesant în această săptămână. Cât privește banii, începutul săptămânii ar putea fi mai volatil atunci când sarcinile și problemele trebuiau rezolvate. După ziua de vineri,
vei putea să controlezi mai bine sarcinile și să îți înțelegi mai bine profitul și pierderea. Uneori trebuie să accepți mai puțin decât meriți și când o faci cu recunoștință, pot exista succese și îmbunătățiri neașteptate. Există căi deschise pentru rezultate, beneficii unice și noi parteneriate. Cu toate acestea, pentru cei care încep acum, tendința este de conexiuni temporare. Influențele lunii din această săptămână ajută la restabilirea vitalității, dar, pe de altă parte, Marte în leu poate duce la pierderi de energie și oboseală în weekend. Depinde de modul în care este organizată rutina ta zilnică. Dacă îți permiți să te lași purta de impulsuri, vei simți că mergi înainte cu salturi. Dacă acționezi cu moderație și îți iei timp să faci mișcare sau chiar o plimbare de 30 de minute în fiecare zi, poți profita de toate beneficiile pentru corpul tău. Pe de altă parte, trigonul Mercur cu Jupiter promovează vindecarea și găsirea terapiei potrivite pentru durerea emoțională. Pentru pești, în această săptămână, sunt câteva zile în care astrele vor deschide fluxul de energie al iubirii, al afecțiunii, al tandreții în intimitate. Mai ales luni, în conversații și mesaje și de joi, când soarele este în trigon cu Neptun, planeta care trezește în noi cea mai mare sensibilitate la sentimente subtile și profunde. Există puterea de a menține și extinde fericirea și realizarea în relații. Există onoare și admirație reciprocă și demnitatea este mai presus de orice atac extern, așa că crede în dragostea ta. Pentru cei care sunt singuri, acum aveți ocazia să atrageți dragoste, admirație și o mărturisire a iubirii adevărate, dar puteți atrage și gelozia și interesul personal. Ideal ar fi să trăiți împreună cel puțin 2 luni și jumătate înainte de a investi în așteptări. În această săptămână există modalități bune de a face afaceri, în special cu prietenii sau cu familia. Oamenii din trecut pot reapărea, dar evită să investești săptămâna aceasta dacă există prea multă emoție în jur. Sunt șanse ca lucrurile să nu fie ceea ce par a fi. Nu te lăsa purta de dorințe. În acest moment există un risc ridicat de amăgire și de a fi dus pe căi false. Acest lucru nu este benefic pentru achiziții și tranzacții mari. E mai bine să aștepți câteva săptămâni înainte de a decide sau a judeca ceva. Norocul îți va aduce fluxul de prosperitate a afacerii tale luni și miercuri. Aceasta nu este o săptămână de oportunități unice, ci o revenire a energiei investite în perioadele anterioare. Astrele favorizează un fel de acord, un contract cu o mare capacitate de a orchestra finalizarea, succesul, beneficiile și profiturile. Acționează cu virtute și vei beneficia de proiecte care garantează cucerirea, autodeterminarea, încrederea în sine, prosperitatea și dezvoltarea. Crede în abilitatea și norocul tău.